Vineri, avocații actorului au prezentat apelul în Fairfax, Virginia. Totul s-a întâmplat doar la o zi după ce Amber Heard și a prezentat notificarea pentru a contesta 3 acuzații de defăimare pentru care a fost condamnat. În plus, echipa legală a Piraților din Caraibe moartă pentru defăimare, relatează The Guardian. Avocații lui Amber Heard, care au eșuat în Constituție, care garantează libertatea de exprimare. Ne dăm seama că acest apel va inflama Twitter-ul, dar este un pas necesar pentru a ne asigura că se face justiție, se arată în declarație. Vezi galeria foto și foto pose o cincime. Despre procesul lui Johnny Depp cu Amber Heard. În aprilie, Johnny Depp a dat în judecată pe Amber auzită după ce a insinuat, într-un articol pentru The Washington Post, pe care vedeta Pirates of the Caribbean a învins-o în timpul căsătoriei. La 1 iunie, o instanță din Virginia a dat lui Johnny Depp în procesul de defăimare. Deci jurații au stabilit că cele două stele de la Hollywood au răspândit reciproc prin presă, câștigătorul a părăsit Pirații Caraibelor.